Ne-am întors în direct, doamnelor și domnilor, și așa cum v-am promis, în partea a doua a emisiunii avem și subiecte importante, dar mai ales avem doi invitați excepționali, foarte, foarte dragi, cum ar veni Emilia Șercan, sunt foarte bucuroasă că ești din nou aici, jurnalist, mulțumesc pentru invitație. Foste colege și ești specializată într-o chestiune care dă fiori, știi, cred că ăștia de la poliție când se uită și te văd pe la televizor zic, aoleu, sperăm să nu fim noi. Da. Și mă bucur să-l văd, că de la auzit l-am mai auzit, pe Andrei Caramitru, economist, de pe care le bazăm pe expertiza lui și economică, dar avem niște caracatițe, niște încrengături, Andrei, de am citit de câteva ori și am încercat să deslușesc, înțeleg principiul, dar este complicat. Ei însă, baronii ăștia, văd că se pricep totuși, să știi că e mare lucru să te pricepi și la astfel de caracatițe. Desigur că nu putem să începem emisiunea fără să discutăm. Onor Ministerul de Interne, Afacerilor Interne, pardon, că și-a schimbat denumirea, de la care trebuia să, adică eu mă așteptam să vină domnul ministru Predoiu, chiar dacă e de două zile acolo, să zică, domne, au în speț acutare, am cerut dosarul de la domnul Despescu, vin cu el, vin fără el, l-am trimis și pe el afară, că a ieșit domnul Despescu, ziceai că e trezit din somn rătăcit, un copil rătăcit, în fața ministerului. Bun, o să-l vedem imediat. Și avem așa, 5 controle, 3 controle cu tare, 2 au venit, 2 n-au venit, 2 au rămas polițiști acolo, 2 s-au pierdut. Dom'le, a venit și a zis, m-a întrebat fiind, că nu prea știe dacă au fost controle, n-au fost controle, dar că oricum totul este excepțional. Îl ascultăm acum imediat și apoi vreau părerea ta, dacă l-avem pe domn Predoiu, domnul Cătălin Predoiu, să-l ascultăm. S-a acționat conform tuturor procedurilor în vigoare de către comandantul acțiunii și șeful operațiunii în teren și după toate evaluările, faptul că s-a intervenit atât de rapid, s-a creat un perimetru și s-au îndepărtat pericole, a făcut posibil să fie evitate pierderi vieți omenești într-un număr mult mai mare. Valoarea mea personală este că aseară s-a evitat un dezastru uriaș și asta este grație celor care au fost acolo, pompierilor, salvatori, jandarmilor, polițiștilor, oamenii aceștia își riscă viața în fiecare zi și cred că merită aprecierea noastră. De ce timp de 3 ani de zile niciun control din partea poliției la acest depozit închis în 2020? Trebuie verificat dacă șeful depozitului trebuie verificat ce regim juridic avea acel depozit în căstun. Nu este clar, sunt informații complementare, informații care să contrazic. Există informația că n-a existat control, există informația și că a existat control. Există tot felul de informații care circulă. Dar informația în raport de realitate și în deplin acord cu adevărul stabilește numai anchetatorul. Parchetul militar s-a sesizat cu privire la modalitatea de intervenție a pompierilor. Chestiunile de procedură penală le stabilește Procurorul General României, nu Ministrul de Interne. Deja s-au sesizat procurorii militari. Eu înțeleg care e tendința dumneavoastră, să întrebați cine e competent acolo, dar nu eu stabilesc competența procurorului. Alucinant mi se pare, Emilia Șercan, că nu știm dacă avem informații care ar fi existat, dar avem informații că n-am existat. Dom'le, de unde vii? Păi, domnul ministru se comporta parcă era un ziarist care încă își făcea temele, încă se documenta și își dădea cel cu părerea în fața microfonului. Poate n-are telefon să-i cheme pe ăștia la ordine, să-i întrebe, domnule. Mai ales pentru că acea declarație era dată de către domnul Predoiu la aproximativ 24 de ore după ce se întâmplase explozia. Ce vrea să însemne? De ce nu ne... Păi, nu, acopere parte, ceva, nu și amarizăm ceva. Pe de o parte, poate că la 24, aproape 24 de ore nu avea niciun raport, ceea ce este extrem de grav. Și asta arată, nu știu, incompetență, bramburală, debandadă în interiorul Ministerului și al Poliției Române. Sau arată faptul că acolo cineva vrea să nu ne spună tot adevărul, să nu spună dacă s-au făcut controle și dacă au fost. De ce? Pentru că presoana a dat astăzi în exclusivitate acea informație cu radarele poliției care stăteau în față la depozitului, acolo unde era și o parcare și se vedea că sunt multe mașini parcate, practic nu se vedea acel radar și putea să fie foarte bine mascat printre mașini. Iar oamenii de acolo, din localitate, ne-au spus că în funcție de cum bătea umbra, se mutau mașina de pe o parte pe cealaltă a drumului. Deci era știut de toată lumea că mașina de radar a poliției stă acolo. Ok, era poliția rutieră care nu e competentă să intre într-un depozit sau într-o parcare și să verifice ce se întâmplă acolo. Dar cred că poliția rutieră putea să vadă dacă acolo se întâmplă activități, mai ales că în legea 218/2022, care e legea privind organizarea
Poliției Române, se spune la un articol, în fine, nu mai știu exact articolul cu număr în momentul ăsta, cred că 26, dar n-ar vrea să greșesc foarte tare, la unul dintre punctele din acest articol se spune foarte clar că pe linia verificării substanțelor toxice, poliția este competentă. Deci dacă poliția era competentă, dincolo de acele instituții care au fost sesizate de către ISU, foarte suspect faptul că nu se... cele șapte. Suspect că nu se află o a opta instituție, adică Poliția Română, care poate să intre. Intră dacă vede că... Care se dă la poartă, domnule. Care se dă la poartă, exact, și nu intră acolo. Ei, acum, după ce noi am dat acea informație, a ieșit poliția IGPR-ul cu... un soi de dezmințire, să spună că nu e adevărat, ei nu stăteau, pentru că din 2022 a existat o directivă ca mașinile de radar să nu mai existe, să nu mai fie neinscripționate și să nu mai stea neinscripționate, pentru că asta ne spusese nouă un localnic. Ideea este că, ok, atunci de ce există o mulțime de știri, domnul Drăgan, domnul Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al IGPR, de ce există o mulțime de știri care vorbesc despre controle radar, puncte fixe ale poliției. Putem să sunăm și la sigur că da, și să ne întrebăm. Să ne spună de ce sunt. Să dea căutare dumnealui cu mașină radar neinscripționată 2023 și să vadă câte știri sunt în presă. În multe dintre județele din România, mai ales faptul că în acest moment există o lege în Parlament care, pentru că această prevederea a fost de vreo două ori declarată neconstituțională, iar acum există o prevedere care abia a trecut de Camera Deputaților, cred, și urmează să intre în dezbatere la Senat, care ar fi Camera Decizională. Sper să nu le încurc. Dar oricum, ideea este că nu există legea aprobată în mod definitiv și promulgată, astfel încât aceste mașini neinscripționate să nu poată fi folosite. Ei, înainte să fie promulgată o lege, acționează. Sigur, și astea toate sunt scuze ca să nu se spună: domnule, știți, parcă nu eram competenți, parcă mașinile alea totuși... Dar haideți să lăsăm radarele la o parte. Ok, că au fost, că n-au fost. Până în 2022, spune poliția că n-avea voie, că din 2022 nu mai poate să folosească neinscripționate mașinile radar. Dar până în 2022 s-au folosit, când a existat acea directivă? S-au fi folosit ele? Dar dincolo de asta, cum spuneam, s-au făcut controle, a mers poliția acolo unde era... Doamne, dacă aș fi domnul Predoi, zice că s-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. Ce să fi fost sau să nu fi fost. Ce spun oamenii din localitate? În momentul în care intrau mașinile și ieșeau, se oprea circulația. De o parte, cineva dirija, cineva bloca circulația ca să poată să... Pentru că o cisternă atât de mare nu ți iese pe două benzi de circulație cum iese un Logan al poliției inspecționat sau neinspecționat. Sau cum iese mașina băiatului.